Bună ziua, YouTube! Astăzi suntem în drum spre Torino pentru a face o prezentare unei biblioteci despre care vă voi spune în curând. Sunt împreună cu Robert. Ce să zici? Bună! Bună! Și cu mama mea aici în spate. Ea știe cel mai bine unde mergem și ce facem, așa că o las pe ea să vorbească. Bună ziua! Mergem la Torino să facem o filmare a bibliotecii Grigore Vieru. Este singura bibliotecă românească din Torino și funcționează în cadrul Asociației Frăția. Acolo o vom întâlni pe doamna Gherchina Tofan. Robert, vrei să zici ceva? Robert, dă din mână, că el nu știe să vorbească. L-a învățat. Până la 32 de ani nu a învățat să vorbească. Run free and dive into the sky. Hear the wind crying out its prayer. Why are we so ashamed to be alive? Break the chains and our freedom's ours to take. Ne-am oprit un pic, bem o cafea. Mi s-a făcut poftă de cafea așa în drum spre bibliotecă. Și asta e mașinuța noastră, bine, mașinuța lui Robert. Salva Danae. Hai să pui bani în ele. Mânuși de boc și cu un săculeț. Dar pentru, pentru copii mici, cred că. Dacă vezi că aici sunt jucării. Robert, cum e cafeaua ta? Nu-mi place. Arrivederci! S-a cam terminat și cu cappuccino. Ne întoarcem la mașină și reluăm drumul spre bibliotecă. Am ajuns. Am ajuns la bibliotecă. Nici nu știam că sunt așa de multe cărți în limba română în orașul Torino. Dacă vrea să vină cineva, avem frumos la intrare, aici este intrarea. Avem harta României. Niște obiecte românești. Cele mai tare sunt astea cu Vlad Țepeș. Altă chestie super interesantă este lucrul ăsta. Și niște haine tradiționale românești. Să vedem dacă doamna care are grijă de acest loc vrea să se prezinte. Mergem un pic cu unde avem un pic de lumină. Și nu foarte mult, doar să-mi spuneți cum vă numiți și ce faceți aici. Bună ziua! Ne aflăm la Biblioteca Românească Grigore Vieru din Torino. Sunt Gherchina Tofan, cofondator și responsabil acestei biblioteci. Pentru mine și poate pentru mulți care intră aici, Biblioteca Românească este un sanctuar. Este un sanctuar în sensul că sunt atâtea spirite. Deci dumneavoastră vă ocupați de această bibliotecă? Sunt unul dintre fondatori. Ideea bibliotecii a fost a poetei Lelia Rădulescu, iar eu sunt cel care a realizat visul ei și propunerea ei și ne aflăm în Asociația Frăția din Torino. Dacă cineva vrea să vină să împrumute o carte, sigur, este posibil? Sigur că da, se poate. Oricine este primit în baza unui document de identitate unde se iau datele și numărul de telefon. Este lăsată la dispoziția lor 3 săptămâni, o lună sau, mă rog, când oamenii nu pot vin și anunță că nu putem... Deci se face prin anunț... Da, se împrumută. De regulă există un număr de telefon publicat și oamenii anunță că doresc să vin la bibliotecă să împrumut una, două, cinci cărți, câte vor, în funcție de timp. Nu numai celor din Torino, chiar și celor din afară de Torino, tuturor românilor care ni se adresează și doar sperăm să fie iubitori de carte și serioși, ca să le mai și întoarcă înapoi. Aș vrea să vă semnalez, acesta este un colț în care sunt
expuse cărțile celor care ne-au vizitat. În acești 7 ani, numele mai multor scriitori care ne-au vizitat biblioteca, fie prezentându-și, lansându-și cartea, fie numai în trecere. Au venit, au aflat de noi și au vrut să cunoască acest loc și ne-au dăruit cărți. Și am zis că am rămas un pic uimit câte cărți românești sunt aici la Torino, care nu aveam idee, adică eu chiar sunt în Italia de foarte mult timp. Sunt peste 2500 de exemplare. Carte românească, literatură clasică, literatură contemporană, literatură populară. Ce vreau să zic, că doamna este foarte primitoare. Veniți, dacă sunteți în Italia ceva timp și nu ați mai citit o carte în limba română, cred că dacă sunteți aproape de Torino sau dacă sunteți în Torino, e ideal. Am terminat interviul cu doamna poet Gherghina Tofan. Înainte de toate, o chestie care nu fac niciodată. Din statisticile de la YouTube am observat că 60% din oamenii care se uită la vlogurile mele încă nu s-au abonat la canal. Nu vă costă absolut nimic, este gratis. Dacă vreți să mai vedeți vloguri și alte feluri de videouri de la mine, abonați-vă la canal, așa nu veți pierde absolut nimic. Noi ne vedem data viitoare. La revedere! Hey, hey, hey.